Domnule prefect, preamucernici părinți, dragi elevi, onorată asistență, școala trăiește astăzi un moment important, ceremonialul de punere și jurământul militar, față de țară, de către elevii care au optat pentru o carieră pusă în slujba comunității. Cu o istorie de peste jumătate de veac, fiind cea mai mare comunitate de învățământ muzical românesc, școala de agenți de poliție Vasilească Câmpina modelează caractere și oferă societății un corp profesional indispensabil în momentul de față și școlarizează un total de 2700 de elevi. Jumătate din ei, din astăzi, în fața primului pas spre universul profesional. Dragi elevi, depunerea jurământului militar este dovada incontestabilă a maturității, responsabilității și a hotărârii de a vă începe cariera într-un domeniu pe cât de dificil, pe atât plin de satisfacții pentru fiecare dintre cei care aleg acest drum cu credință și patriotism. Ați arătat că sunteți partea elitei tinerilor din România și că aveți caractere puternice, specifice celor care urmează o carieră în sistem de securitate națională. Faptul că școala de agenți de poliție, Vasile Lasca, atrage în fiecare an tineri bine instruiți, este semnalul interesului tinerei generații pentru lege, securitate, fundamentat pe o educație serioasă. Dragii mei, faptul că astăzi aici, pentru prima dată, după mulți ani de zile, șeful poliției române a lăsat toate problemele deoparte și este aici, este un semn de respect în primul rând și de faptul că țara are nevoie de voi. Faptul că lângă noi astăzi se află mulți dintre cei care au condus școala ani de zile și ne-au lăsat nouă această grădină a Maicii Domnului, această minune profesională, vă obligă la o pregătire profesională deosebită. Faptul că faceți o perioadă destul de scurtă, dat fiind necesitatea de a fi în stradă cât mai repede și dorința poliției române să fie prezenți în mijlocul comunității, vă obligă la o pregătire profesională continuă și aveți grijă, veți pleca în practică. Vă rog să nu tratați practica ca o vacanță. În mijlocul nostru astăzi se află și colegii din noștri cu care avem relații internaționale. Școala de poliție de la Miskolc, Ungaria, este reprezentată de domnul director colonel Laszlo Leovei. Vorbeam aseară cu dumnealor și vedeam câte lucruri comune sunt între noi. De aceea, încă o dată, rugămintea mare să treceți repede peste momentul acesta de început și să intrați cât mai rapid în ceea ce înseamnă pregătirea profesională. Vreau să mulțumesc părinților dumneavoastră, pentru că au fost cei care v-au îndrumat să alegeți această meserie și școala noastră. V-au adus în mijlocul nostru ca pe niște bogoci. Iar noi trebuie să depunem toate eforturile, să oferim societății în câteva luni niște flori. Domnule inspector general, corpul profesoral al școlii noastre, foarte tânăr în momentul de față, este recunoscător conducerii poliției române pentru eforturile care le-ați făcut să ajungem la o reducere mare a deficitului, o reducere cât mai rapidă a marelui deficit de personal și pentru eforturile care le faceți să asigurați, din punct de vedere logistic și financiar acestei școli, de tot ceea ce avem nevoie. Și cred că toți care ați făcut astăzi pasul școală, ați observat cât de bine încercăm să oferim copiilor acestora condiții de educație. În final, doresc să vă asigur de tot sprijinul nostru. Ne cunoaștem de 5 săptămâni, foarte puțin. Dar am văzut că vă doriți, și asta e foarte important, să vă doriți. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea sănătate, să vă călăuzească pe calea cea dreaptă și să ajungeți cât mai repede la nivelul de performanță pe care noi îl dorim. Succes în activitatea mea!